Am fost să-mi iau ceva. Apă, bă. E o ciușmea pe aici. Ia lumea apă de la ciușmea. Unii ia că nu vrea să consume apă. E salarii mici, pensii mici, cât de cât, adică nu sunt ele mici, dar depinde cum privești situația. Ori sunt prețurile mari, ori alea mici. Eu zic că prețurile nu sunt chiar atât de mari ca alea de în vest. Sunt cam ca alea de în vest. Deci salariile mici. Ce trebuie făcut? Sunt mulți oameni care știu. Și dacă știi și nu aplici, nu știu cum pula mea, ce se întâmplă. Trebuie să muncim. Hai, fiecare cum poate. Uite, pe vremea cu muncitorii au chestii, nu filozof, ci că era ideologism, nu, nici ideologism. Erau și cozi de topor, da. Noi știm. Toate că eram copil, dar da. Dar eram ca măgăruși. În sfârșit. Auzeam și eu de pe la ăștia. Nu prea trăgeam eu cu urechea, nu, dar mai auzeam de ceva și mai știam, mai citeam și eu, mai ală. Pream într-o lume, în lumea aia. Dar ce știm noi? Ce era bun, bine pe vremea comunistului, acum ne-am prostit cu toți. Suntem toți deștepți. Libertatea e bună, dar nu că eu vreau cenzură, eu sunt contra cenzurii, contra la tot. Băi, minimă cenzură îmi fac și eu. Minimă, că toată bag mai multă, e normal. Nu pot să zic tot ce gândesc. Nu, că poate nu gândesc bine la un moment dat. Nu știu, pentru mine sau pentru altcineva. Dar să o luăm din proprie experiență. Cât de cât am ceva experiență, alții sigur au mai multă experiență ca mine. Dar bă, fiind canalul meu și firmele mele, zic din proprie experiență. Bă, am lucrat la patru locuri de muncă. Am fost de 3 ori muncitor. Pe diferite meserii. Tehnice, bineînțeles. Am lucrat înainte, când eram eu student, de la 18 ani, 18, 19, 20, până la 24, la locul meu de muncă. Și la locul meu de muncă. De fapt, era locul meu de muncă ca și un poet, un scriitor, că făcea și eseuri și asta. E un muncitor. El muncește, se pregătește. Și prin educație, oarece, neapărat să ai un talent, să te naști. Dar după aceea trebuie educat. Că fiecare om are o anumită calitate. Dacă reușește el sau ceilalți să identifice calitatea aia și să o accentueze, poate să devină chiar original. Și acum tot așa lucrez la locul meu de muncă. Asta e. Ce ziceam eu? Am văzut o fată mai matură, așa știi, zicea că are emoții. Vorbea cu altcineva la telefon. Și n-am ascultat, a trecut de ce pula mea zicea ea, zicea că are emoții. Cred că se ducea să se angajeze undeva. După cum mi-am dat de seama, nu, e normal să ai emoții. Orice om are emoții. De ce? Ori ai emoții, ori ți-e frică. Oricum, emoțiile negative vin din frică. Se reverberează prin emoții. De ce ți-e frică? De noutate. Oriunde te duci, cu toate că știi meseria aia, bineînțeles că la te duci să te angajezi undeva, fiind fată matură, am mai lucrat în meseria. În democrația asta, sălbatică, dacă pot să zic, capitalist sălbatică, suntem sălbatici. Oricum am sălbăticit. Dar sunt și avantaje. Gândește-te altfel. Cunoști noi oameni. Oameni noi. Ai prieteni și de la poate ți-ai păstrat, sigur. De la celălalt loc de muncă. Împărtășești experiențe noi. Tu dacă te duci la un loc de muncă și ai oarece experiență, poate că pot fi angajat și tine ca să-i formezi tu, ca patron. Depinde ce îi dorești. De-aia e nasol că simt, să te aștepți acolo la locul ăla de muncă, că s-au strecurat și niște cozi de topor. Nu sunt nici topor. O coadă de topor ce pula mea. Nimica.
Deci așteaptă și la asta. Dar sunt și oameni. Ai ideea. Tu dacă te duci acolo, la locul ăla de muncă, te duci la locul de muncă la care poți să prestezi. Deci ai un curriculum unit, un istoric. Oarecare. Poate ai aptitudinile alea, te pune la proba de lucru dacă vrei să faci. Angajarea într-o meserie oarecare, după părerea mea, nu se face după înfățișare, după starea civilă, după religie. Se face efectiv. Eu vorbesc în mod ideal, nu se întâmplă așa peste tot. Efectiv, ăla are nevoie de un om care să-i facă lucrul ăla. Dacă el nu te vrea, înseamnă că nu e locul tău potrivit pentru tine de muncă. Tu poate simți fiind refuzat că că nu ești tu potrivit pentru locul ăla de muncă. Poți după aia în ziua următoare să te duci la loc de muncă sau chiar în aceea zi, aplici acolo, nu și după cantitate. Și la un moment dat îți găsești locul potrivit de muncă, ăla care te acceptă. Nu e ca într-o relație de dragoste. Într-o relație de dragoste implică mai mult. O, un loc de muncă nu e relație de dragoste. E o relație, chiar socialmente, trebuie să te odihnești, vorbești frumos cu colegii sau mai bășcălos, sau depinde dacă e băieți sau fete. Vezi și tu cum e pe acolo. La început o să fie integrarea mai grea, cu toate că și dacă ai experiență. Eu acum să mă angajez, mă gândesc. Dacă aș aplica, cu toate că acum, dacă sunt persoană publică, am probleme mari. Dar dacă aș aplica în continuu, până la urmă găsesc blocul de muncă. Probleme e că am probleme de sănătate. Dar totuși le pot surmonta. Asta e. Oarecum s-a modificat și comportamentul, nu mai am încredere în oameni. Câteodată am încredere. Dar bă, treaba la un loc de muncă nu se poate să fac. Deci eu nu trebuie să am încredere în oameni. Acolo în curriculum că nu știu eu. N-am încredere în oameni sau să mă descriu eu cum aș descriu, eu cum mă văd în interior. Poate altcineva din exterior mă vede altfel. Și atunci zici și tu. Nu era locul meu potrivit de muncă. În cazul meu, cum eu caut să citesc acum, nu, dar cum citeam eu, să zicem. Luam cărți bune, imediat îmi dădeam seama din primele foi. Din primele pagini, e carte bună, hai să o citesc. Dacă era o carte proastă, o lăsam deoparte, știi, te o vreau. Sau un loc de muncă, băi, nu te măriți cu el. Și când te măriți, poți să divorți. Dacă vezi că este stresul prea mare, nu ți se dă salariul pe meritele tale, le consideri discut cu eventual șeful mai superior de tine. Băi, nu-mi convine treburile astea. Dacă ăla face figuri, sunt mulți oameni care așteaptă la poarta afară. Te dau afară. Tu zici, hai, vă rog, dați-mă afară. Ăla, te dau afară. Și de ce să mă atât? Eu ți-am zis că am niște drepturi, da? Sunt om? Tu ești om, da? Eu nu văd pe niciun om să aștepte afară. Păi așteaptă dacă dau eu anunț. Așteaptă, dar după aia tu fii atent că o să ai oarece, o să fii tu musculos, dar eu lucrez mai bine pentru că am ceva experiență. Stai și tu o lună, două și după aia. Deci, tu ai nevoie de mine cum am și eu nevoie de tine. Dacă nu ne înțelegem, n-ai nimic. O să iau și o altă anumită, să fac anumită și altă zi, și mă duc în altă parte. Dă-mi salariul și plec. În acordul părților, în demisie, dă-ți demisia! Nu pot să mă opri să mă dau demisia. Mă dai afară cu preaviz, dacă vreau să mă fac șomeră. Eu am făcut că trebuie să-mi dau demisia cu cerciul, dar nimic se scrisă. La mine era scandal. Și de-aia am plecat. I-am întâlnit și pe aia și mi-a demisia. Când, într-adevăr, nu se mai poate face nimic. Dă-ți demisia. Dacă trebuie să se. E nasol la demisie că nu poți să aplici la șomer. Dar presupun că ești în familie cu cineva, nu e chiar atât de în familie, ca să te țină să te țină în două, pentru că ești în familie.
Practice on the part.